atunci când aterizează avionul și se oprește pe pistă câteva minute înainte de debarcare? Ăla e momentul în care, nu știu de ce, oamenii se ridică de pe scaune și stau în picioare, înghesuiți vreo câteva minute bune până se deschid ușile. Nu înțeleg de ce fac oamenii asta. Dar bine, pe de altă parte, dacă stau să mă gândesc, nu înțelegeam nici de ce aplaudă. Știi, când se aterizează. De bucurie că au scăpat cu viață, probabil. Mă rog, asta cu aplauzele nu se mai face de mult, din câte știu. Probabil după câteva zboruri de Italia și Spania s-au obișnuit și meltenii cu minunea zborului și nu mai aplaudă la aterizare. În fine, revenind, dacă asta vi se pare o tâmpenie, e bine, aflați că am găsit următorul nivel. O chestie la care aplaudați și nici măcar n-au visat. Mai exact, o femeie din Ucraina s-a plictisit să aștepte ca fraiera în picioare până se deschid ușile avionului. Așa că a deschis ea una, deasupra aripii. Da, după care a ieșit pe aripa avionului. Ne priehaj, dură! Охренеть, я взяла, вышла себе из самолета на крылышко, дверь открыла, о, экипаж нашел ее. Нормально вообще. Ай, что я, ништя аэрут проспект Микуца. Карен визитяза Украина. Ăsta e dezavantajul de a nu avea un avion privat. Vezi, trebuie să zbori cu toți ciuciubații care îți pun viața în pericol. Bine că nu a deschis ușa avionului în zbor, ca să fumezi o țigară, știi? După incident, se observă din clip cum însoțitorii de bord o cheamă pe nebună înapoi în avion, după care sună la poliție. Ulterior, cascadoarea a primit interdicție pe viață de a mai zbura cu compania respectivă. Și aparent, tipa este și mamă. Deci îți dai seama ce educație primesc copiii unor astfel de specimene. Deci, dragi copii de pretutindeni, dacă vă simțiți prost educați și cu valori superficiale și nesimțite, să știți că nu e vina voastră. E foarte posibil să aveți niște părinți idioți. Eu în locul însoțitorilor de bord, și ce făceam, Denisa? Închideam ușa, o lăsam pe aia paripă și spuneam la pilot să pornească puțin motorile să facă 200 de metri pe pistă. Să se panicheze aia, știi? Să se prefacă că decolează, știi? Măcar să o sperie un pic. A ieșit aia, deci a deschis ușa aia, a fi toată panicată, albă, la față, tremurând. Și am îmbătrânit 5 ani deja, m-a parit pe aia. Să se învețe minte. Sunt un pic rău, așa e? În alte știri, directorul Agenției de Sănătate Publică din Canada recomandă, Denisa, ești pregătită? Recomandă oamenilor să poarte mască de protecție în timpul sexului. Ca să se protejeze de COVID. Știi că până acum unde agățai oamenii? În baruri, în cluburi, nu acolo se... Sau, mă rog, pe Tinder. Mergi pe Tinder. Voi pe Tinder, tu unde? Tu pe Grindr, tu pe Instagram, știu, las. Citez. Săriți peste sărutat, evitați apropierea față în față, purtați o mască care acoperă gura și nasul și monitorizați-vă pe dumneavoastră și partenerul pentru simptome înaintea oricărei activități sexuale. Super. Deci acum când cunoști o fată, pe lângă buletin, e mai ce să-și mai bagi un termometru în fund. Să vezi dacă are peste 18 și sub 37. Deci îmi imaginez în momentul ăsta o scenă de sex în care protagoniștii arată ca actorii din Cernobâl. Iubito! Da, iubitule! Masca asta de gaze mă cam strânge de gât. Așa și? Îmi place! Tipa mai spunea că cea mai puțin riscantă activitate sexuală în timpul COVID-19 implică doar propria persoană. Uite un slogan de campanie pentru alegerile parlamentare de anul ăsta. Onania salvează România! Am intrat iar pe nesuta noastră, Denisa. Deci fii atent. Mariah Carey scrie o carte. Știi? Și Eminem e panicat că ce o să scrie asta în carte despre el. Nimănui nu-i pasă. Da, apropo de telefoane, vă spuneam săptămâna trecută de noul meu Note 20 Ultra care filmează 8K. Și mi-a scris că, Mikey, dar n-ai ce face cu 8K? Ei bine, dragilor, să știți că aveți ce face, pentru că Samsung vinde și televizoare 8K în acest moment. Bine, sunt televizoare premium la un preț premium. Dar dacă vrei cea mai fresh tehnologie,
o ai la dispoziție. Adică uite-te puțin la cum arată din profil televizorul ăsta. Nu mai există un flătură aia așa în spate. Totul e plat. Cu adevărat plat. Plus că au tot felul de funcții, de genul dacă atingi televizorul cu telefonul, bang, televizorul prea imaginea de pe telefon, știi, și ți-o dă pe TV. Plus că dacă TV-ul aude că cineva dă cu bormașina sau a pornit un blender în casă, dă automat sonorul mai tare ca să compenseze. Puff, tech 2020. Plus că dacă iei un televizor QLED luna asta până în 27, primești gratuit moca și pe degeaba un Galaxy S20. Sau S20 Plus, bine, nu ăsta, ăsta e spart, e al meu pe care l-am spart. Dar unul ca ăsta, dar bun, adică telefon bun, nou-nouț, da? Dacă vă interesează, vă las link în descriere ca să vedeți care TV-uri intră în promoție cu plăcere. Săptămâna trecută vă întrebam voi dacă v-ați luat țeapă pe internet vreodată. Că vorbeam de farse și țeapă pe net. Mario spune, eu mi-am luat țeapă lăsând comentarii de fiecare dată sperând că am să apară în video. Și uite că a apărut. Ce drăguț, nu? Legea atracției. Mario spune, eu am luat țeapă pe Metin 2. Și Gabriel spune, apropo de ce spuneam data trecută, cine sunt oamenii ăștia care păcălesc până și influencerii? Influencer nu înseamnă persoană deșteaptă. Just saying. Gabriel, sunt de acord cu tine. Adică, de cele mai multe ori, din contră, influencer înseamnă persoană care nu prea e deșteaptă. Însă, argumentul meu era că influencerii au oameni de marketing, adică s-au mai lovit de astfel de chestii. Știi, când un om, când un civil, să zic așa, primește un mesaj, știi, parcă pică mai ușor în plasă. Un influencer a mai văzut mesaje din astea, a mai făcut campanii, are, știi, e deja în domeniu, adică ar fi un pic mai greu de păcălit, pentru că e deja în domeniu. Dar hei, se pare că nici ei nu sunt imuni la chestia asta. Da, ăsta a fost clipul, dragilor, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu alte clipuri pe care le postez și să-mi spuneți în comentarii voi cum vă protejați de COVID, mă. Vreau să știu, eu sunt Mihai Alexandru Haș, iar voi urmează să aveți un weekend excelent, oriunde v-ați afla, vă pupă hașul, mă. Pa!